cum e viața. La pensie vom avea mai mulți ani de Facebook decât de muncă. Vă spun eu. Da, de unde știu? Păi stăm aici toată ziua. Stai că sunai la o agenție și mă sună asta înapoi. Alo, bună ziua. Doamnă, v-am sunat în legătură cu o vacanță, cu un concediu. Da, aș vrea și eu să mă odihnesc, na, să ne odihnim și noi, că vorba aia, muncim tot anul și avem nevoie și noi de o vacanță și cam câți bani avem? Păi cam când să am, doamnă, pentru 7 zile, cam 2000-2200 de bani ăștia să mă odihnesc acasă. Ce dreptate ai, dumneata? Ați mări prețurile ce nu s-a pomenit. Da. E, lasă, doamnă, că mă odihnesc acasă. Lasă că e mai bine să rămân și cu banii decât să vi-i dau dumneavoastră. În loc să fi fost acum să-mi fi căutat și mie undeva unde să fie mai bine. A spus niște prețuri la cazare, la mâncare, de zici că mâncăm cu 7 guri. Da, câte o persoană și suntem 3-4 și copilul ăla mic mănâncă și bea. Că m-ați mâncat cu băuturile, all inclusive, pe plaje. De-aia suntem un neam de băuturi. Hai vă pup. Nu trebuia nici să te mai pup. Ați văzut? Ia uite, am rămas și fără unghii. Ia uite, de la muncă. Vreau și eu să mă odihnesc, să mă duc și eu cu bărbatul, cu familia, undeva să stau la soare, la munte, la mare. Cum le suni, zici că le împungi. Dacă spui că vrei cu vedere spre mare, prețul e de 4 ori mai mult. Dacă spui că e cu vedere spre munte, dacă te duci la munte, e cu 10 ori mai scump decât ar fi normal. Pentru el ar trebui să n-ai nicio vedere, să te duci legal la ochi, ca să poți trăi. Păi nu stau mă în casa mea, nu stau mă la mine acasă. A? Și mă odihnesc cât vreau, mă uit la ce televizor vreau, că am televizoare în fiecare cameră. De așa, de dracu. Așa. Să vedem ce faceți voi ăștia cu agențiile lui mama. Da. Hai, vă pup, Doamne ajută!